avem aici un invitat, zic eu, de suflet, precum Liviu Capșa, ca să-i spun numele de la început, care are un merit deosebit, printre altele, că se numără printre cei 11 fondatori ai filialei Pitești din 2002, în contextul în care... se numără printre cei 20 de fondatori, pe lângă cei 11 care eram din Pitești și nu puteam să înființăm fără cifra pe care o cerea statutul, o filială a Uniunii Scriitorilor, și el e printre cei 9 fondatori veniți din afară și care, spre deosebire de alții, cum Dumitru Meivon, ca să dau un exemplu, care s-au retras la origine, adică la filiala București, el a rămas pentru totdeauna, zic eu, în filiala Pitești a Uniunii Scriitorilor. Mai mult decât atât, el a participat efectiv la activitatea, ca să spun așa, mai prozaică, activitatea scriitorilor din orașul nostru, întrucât a debutat în orașul nostru la editura Calende de pe vremuri, de pe lângă revista Calende. Apoi și-a publicat o parte dintre cărți la Calende și ulterior la Paralela 45 a lui Călin Vlasie. Iar continuând așa cu cărțile, a obținut premiul filialei Uniunii Scriitorilor în 2002 și apoi în 2009, sau, dacă mi-amintesc bine, împreună cu, în tandem, ca să zic așa, cu Magda Grigore la Xervul, da? Magda Grigore la poezie. Liviu Capșa este un poet implicat, deci, în viața literară, artistică a orașului nostru și de aceea ne-a făcut plăcere să-l primim cu o nouă carte astăzi, pe care o lansează între prieteni, după câte îmi dau seama privind în sală, și între oameni care cunosc foarte bine literatura și iubesc poezia în speță. N-a venit singur din afară, el vine tocmai de la Oltenița, dar lucrează mai mult, stă mai mult din București, așa că are o serie de prieteni și camarazi de idei literare prin București, printre care se numără și poetul de excepție Marian Drăghici, pe care îl rog să spună niște cuvinte de început despre Liviu Capșa și despre această carte pe care o lansează. Dragul poet de lângă mine, prietenul meu, Liviu Capșa, eu l-am cunoscut târziu pe Liviu. Nu știu de ce s-a întâmplat ca el să evolueze într-o parte, eu eram în altă parte. Când l-am descoperit, era deja un nume, era un poet afirmat. Dar am recuperat, vreau să zic, ce parte din experiența pierdută, să zic așa, fiindcă omul mi s-a livrat cu o prietenie atât de sinceră și de deschisă, încât am zis că nu e adevărat ce se spune că oamenii își fac prieteni numai la tinerețe și că ăia sunt prietenii cu care rămâi toată viața. Nu. Se infirmă această, să-i zic, cum să-i zic, axiomă, falsă teorie. Poți să-ți faci prieteni la orice vârstă dacă ai afinități spirituale, afinități selective. În ce privește devenirea lui Liviu în poezie, mie mi se pare un caz. Mi se pare un caz interesant și chiar unic, aș zice. Pornind de la parodie, el ajunge să scrie poezie
poezie serioasă, poezie originală, poezie, cum să zic, care să le reprezinte pe el. Este foarte interesant pentru că eu nu cunosc, poate să mă completez aici Nicolae Oprea sau Mircea, dacă un autor care scrie, autor de poezie care scrie 3 cărți, 4 cărți de parodii, după aia ajunge să scrie propria lui poezie care nu seamănă cu nimeni, cu niciunul dintre autorii parodiați. Aș zăbovi puțin asupra actului parodiei, asupra actului parodiei. Mi se pare un deghizament, prin care, intrând în pielea autorului respectiv, îi demontez mecanismele actului de creație. E așa cum ai deconstrui o casă, ca să vezi tu cum este alcătuită și o refaci cu propriul tău material, dar în arhitectura care a fost gândită de autorul inițial, de autorul original. Când face cartea de poezii, de parodii după Dinescu, el intră în toată alchimia poeticii lui Mircea Dinescu și reușește să scrie o carte de poeme, de parodii, în care îl imită pe Mircea Dinescu, dar cum îl imită, că este și ceva din Liviu Capșa acolo. Ce este din Liviu Capșa în parodiera lui Dinescu, este foarte greu să spun, dar este. Cred că o undă de ironie care de la o nuanță fină ajunge uneori să se îngroașe destul de... ca să ne producă interesul, parodia trebuie să ne facă să nu să râdem, dar să ne destindă. Nu să ne hlizim, dar ca să, cum să zic, să ne bucurăm că poate fi egalat un poem, nu-i zic tabu, dar un poem excelent. Nu este de colea să-l parodiez pe Dinescu, pentru că Dinescu este un poet complicat. Din punct de vedere prozodic, și aici lucrează, cu instrumentul ăsta lucrează parodistul, să zic așa, îi împrumută toată gesticulația. Gesticulația lui Dinescu în poeme este complicată, are versificație, are un limbaj personal, personalizat. Nebunia lui. Ei, cum să imiți tu nebunia lui X sau Y? A făcut-o nu numai cu Dinescu, a făcut-o cu poeții, cam cu toți poeții generației lui. Dar nu cu Fitecine și nu, mai ales nu cu orice poem. A parodiat poemele, să zic așa, reprezentative ale originarilor. Toată povestea asta ce vrea să însemne? Vrea să însemne școală. În felul ăsta te formezi pe tine ca și instrumente proprii, ca inventar al instrumentar personal, în felul ăsta ajungi să, prin exercițiu, ajungi să stăpânești această artă a discursului poetic. Culmea este, vă repet, că la capătul, la un moment dat s-a oprit, n-am mai scris parodii, la capătul acestui lanț de volume, care au fost 3 sau 4, nu le-am numărat exact, 4, ceea ce scrie după nu are nicio legătură cu niciunul dintre ăștia pe care i-a imitat. Parodia este un act mimetic. Parodia este un act, cum am spus, de deghizare, de intrare prin empatie, în pielea personajului pe care îl imiți, îl mimezi, ca să rupi dintr-o dată cordonul ăsta de o anume creativitate. E ceva să faci 4 cărți de parodii, așa, și să treci la vocea ta proprie, care nu are niciun fel de influență
marcate de, de cei la care te-ai referit, este, mi se pare, o ispravă care ține de un anume, de un anume talent și ține numai de un anume talent, ține, cred, și de o anume tărie de caracter, de o, de o anume, cum să zic, pregnanța personalității creatoare. Există o parodiști, cum este Lucian Perța, deja celebru, dar care nu pot ieși din zona parodii. Rămâne parodist până la, până la ultimul text pe care îl va scrie. Marea bărbăție a lui, zic așa, a lui Liviu este că a spus stop, de acum voi fi poet. Eu voi scrie propria mea poezie. Am văzut cum se, cum se face poezia, am văzut din interior cum se face, cum fac ceilalți poezia, îmi voi face propria mea casă, propria mea poezie. Și iată că suntem după câte volume de originale, că nu știu, 5. Suntem la al 5-lea acum volum de poezie, îi zic, originală. Ce este interesant? Mai departe, după părerea mea, că vă spuneam azi noapte, n-am dormit, dar dacă n-am dormit, măcar la asta să mă fi gândit, la Liviu Capșa, că știam că vin cu el în coace. Azi noapte mi-a venit, între altele, un gând că prietenul meu este poetul care este instruit nu de o anume școală, nu de anume de un anume cenaclu, nu de o anumită, eu știu, facultate de filologie sau așa ceva. El s-a instruit, cum vă spuneam, prin școala parodierii, în exercițiul parodierii, și s-a instruit prin propria lui formație, care este aceea de jurist. Este de meserie avocat, meserie liberală, meserie care se practica de către scriitori cu mult succes între război și poate chiar înainte de război, avocați, juriști, doctori, ăștia ne-au cam făcut literatura între război. Și Liviu al meu, Liviu al meu este ca poet produsul acestui tip de cum să zic, de exercițiu intelectual, care este pledoaria la bar. El este un avocat de cauze civile, de drept civil, cum se spune, așa, și poemele lui, marea lor majoritate, sunt de inspirația asta. Sunt niște parabole civile. Le-am pus în descendența lui Gheo Dumitrescu și a lui Jebeleanu, care are chiar un volum individual, Parabole civile, dacă vă aduceți aminte, și vă aduceți, așa. Sentiment al responsabilității, nu atât pentru persoana lui, cât pentru ceea ce se întâmplă în jurul lui, domină scrisul domniei sale. Sentimentul responsabilității pentru viața cetății, pentru viața comunității, pentru viața satului. De ce au plecat? Că n-am terminat. Dar nu se face asta. Bun. Da. Vă pot vorbi mult, dar n-aș vrea să vă plictisesc. Este până acolo, până într-acolo este format Liviu de exercițiul meseriei sale, încât vă spun că am descifrat și rețeta structurii sale discursive. Este vorba de o parte, prima parte, aglutinarea de argumente care îi pledează cauza, argumente care converg în discursul
poeziei lui, în structura poeziei lui, către o concluzie, către o bomboană de pe tort, către o, cum să-i zic, poantă, nu vreau să-i zic, că ne ducem imediat cu gândul la Sorescu. Nu e poantă, este o nisentință, nu este, dar este, cum să zic, o concluzie. O concluzie poetică. Eu îi zic un declic metafizic, pentru că acumularea cantitativă de, și vă citesc imediat, puteți citi și dumneavoastră dacă a adus exemplare, este vers cu vers se acumulează ritmic argumente, fiecare vers este o imagine, se acumulează și prin acumulare conduc undeva, la o răbuvnire, la un declic. Asta e un declicul metafizic care îți transmite ceva. Ceva ce nu știai, nu era deloc previzibil și aici este toată, cum să zic, tot șarmul acestui mod de a pune poezia în pagină, că te lasă, te antrenează, este simplu până la, cum să zic, prozaic, nu face efecte stilistice, nu îl interesează, el doar acumulează și acumulând ajunge la capătul paginii, adică jos, rar găsești poem mai lung de o pagină la el, și la pagină, la sfârșitul paginii îți deschide o fereastră către altceva. Te pune în altă, dăm puțin să citesc, dar dăm și o pune. Ai mei au rămas jos în geam. Uitați-vă de ce vă povestesc așa, că fără exemple nu facem mare lucru. Se poate lua la întâmplare, dar iau chiar poemul liminar, poemul cu care începe. Nuntă în cartier. S-a lăsat liniștea peste cortul legat cu lanțuri de hârtie colorată, luminat de ghirlandele stufului, doar muștele mai cutreieră pe mesele deșirate cât o zi din postul Crăciunului, sug sleiala oaselor, acreala îmbătătoare a petei de vin, amenințătoare înaintează și armata furnicilor, urcă în șiruri trudite, compacte, asemenea sclavilor egipteni, prin pustiul piramidelor nesfârșit. Au fost de ajuns câteva cioburi și norocul miresei îi se citește în coc, fericirea în robustețea sânilor, și în zulufii ce-i mângâie tâmpla, nici amirelui nu-i mai prejos, cum scânteiază pe ghiulul cât piulița de la roata carului mare. După ce au închinat și ultimul pahar, cuscrii au plecat cu lăutarii de gât, s-au dus și mesenii, frumoșii mauri ce și-au făcut datoria. Vigilia nunții s-a risipit pe pustii, după ultimul strigăt al darului, acum e pace și un foșnet fără număr adie printre degete iscusite o dulce confirmare că totul așa cum a fost socotit. Este un poem perfect, gândit de la prima până la ultima, cum să zic, până la ultimul vers. Simplitatea stilistică, ține de o anume onestitate intelectuală. Poezia lui este de o onestitate intelectuală care te cucerește, te dezarmează și te cucerește. Nu umblă cu fițe, nu caută efecte stilistice care să producă efecte, de seducție gratuite. Merge pe materialitate, pe concretețe, pe vizualitate, este foarte vizual, pregnant vizual. Stai să mai citesc un poem, ca să fie chiar inventar, ca să-mi susțin mai ideea zisă mai devreme. Inventar. Eu l-aveam pe undeva. Uite-o, poate.
inventat. Ca să vedeți că nu v-am mințit când v-am spus, sunt contaminat de onestitatea lui intelectual, nu v-am mințit când v-am spus că el scrie prin aglutinare, aici am formulat într-un anume fel. Zice, ochiul exterior al poetului înregistrează detalii, există și un ochi interior al poetului. Ochiul exterior al poetului înregistrează detalii ce scapă simțului comun și care, în cumul selectiv, prin aglutinare, dau în pagină un ansamblu mișcat al realității. Așa, mai departe. Zice, inventar. O curte cu glugi de coceni, o sanie în repaus cu hulubele ridicate ca niște antene de captat universul, capra de tăiat lemne sub dud, numai piele și os, cocina în care porcii fac băi de nămol, un puț părăsit cu apa sălcie, o boltă ruginită în care trei struguri fericesc niște viespi, cuptorul de pâine locuit de pisică ce-și așteaptă sorocul, un coș de nuiele răscoapte, fără toarte și fund, vrăbii răscolind prin țărână, doi pantofi coborâți la rang de papuci, un ham resemnat pe un stâlp de coșar, șase căpățâni de oale în gard, o duzină de muște înnecate în zer, pe stâlpul chior de la poartă, bătrânul cuib de barză, în care doi pui vor lumina toată vara. Liviu Capșa nu, volumele lui Liviu Capșa nu sunt simple culegeri de poezii dintr-o anumită perioadă. Ele sunt volume unitare, probabil că au fost scrise în, deci nu prea seamănă unul cu altul, sau nu, poeziile dintr-un volum nu sunt în același registru cu, cu poeziile din alt volum. Deci nu sunt poezii disparate, mai ales în ultimele volume, Un coșar la Paris și acesta despre care vorbim noi acum. Liviu Capșa trece linia, când într-o parte, când în alta, o linie subțire dintre liric și epic, are, ca să zicem așa, cu ghilimele sau chiar fără ghilimele, are personaje, niște personaje umile, niște oameni comuni, dar armonioși în povestea, în povestea lor. În ton, deci el este un, aproape ca un prozator uneori, este un creator de lume. O lume, zice el la un moment dat, a lucrurilor mici, în ce privește tonul, e foarte bine că a fost citit primul poem și eu mă gândisem că e bun de citat pentru a demonstra că e vorba de o ironie fină și nu una mușcătoare. Este un amestec așa de ironie și empatie. În unele poeme, în unele, e unul, dacă am reținut-o bine, la pagina 78 cu un tată mort în spital, personajul nu iese, el este deja absent, dar și acolo este în registru grav, fără ironie, că nu se poate acolo cu ironie, tot așa, este ceva între grav și empatic și cum ironia nu este mușcătoare, nu este acidă în restul poemelor, nici gravitatea nu este sfâșietoare, este tot așa moderată și de
destul de, comună, de armonioasă, în sensul acesta, de, armonioasă. Da, eu zic că s-a vorbit destul de mult. Eu am vrut să spun doar câteva lucruri. Eu nu l-am criticat pe Marian, eu l-am completat. Deci l-am urmărit pe Liviu Capșa de la începuturile sale, de la parodii. Și am și vorbit cu Augustin odată de faptul că unele dintre parodii depășesc originalul, modelul, adică lucrează atât de bine cu materialul clientului, ca să zic așa, și însuși foarte bine mecanismele, încât îi zbutesc asemenea texte. Acum ce se întâmplă? În principiu, parodia are menirea de a scoate în evidență prin șarjare, prin caricaturizare, anumite clișei, anumite ticuri ale unui text. Ei, Liviu nu face, ironia lui, cum să zic, nu dobândește valențe acide. Dimpotrivă, el folosește experiența aceasta a parodiei, am impresia, pentru a-și demonstra propria maestrie în ceea ce privește scrierea poeziilor. După perioada aceasta a parodiilor, a existat un interval în creația poetică a lui Liviu Capșa și e vorba de o poezie cuprinsă în 1-2 volume, în care maestru era Marin Lupșanu și a rămas consecvent într-o anumită măsură, să zicem, poeticii din partea bună a poeziei lui Marin Lupșanu, nu aceea cu, cum să zic, cu accente, să zicem așa, neo-sămătorisme, deși cuvântul este foarte greu. Și a continuat personalizând respectiva, cum să zicem, direcție, așa, care încet încet a devenit direcția lui Liviu Capșa. Ce zice? A zice că, cum să zic, vorbind didactic, ar fi două categorii de poeți, de experiențe poetice. Unii care obligă textul, obligă cuvintele din care este alcătuit un text să se subordoneze intenției autoriale. Și există poeți așa, care lasă impresia că nu autorul, ci cuvintele au inițiativa într-un text. În mod categoric, și asta o convenție, până la urmă tot autorul lucrează cu ele. În cazul lui Liviu Capșa, el ca poet se află în prima categorie. Fiecare, eu n-aș zice că e vorba de simplitate, ci e vorba de o limpezime extraordinară în poeziile sale. Sunt atât de limpezi, așa, și pe cât de limpezi, pe atât de frumoase. A zice că el are un simț fotografic. Privește realitatea și extrage din ea anumite secvențe care îi convin, de care în fond are nevoie. Dar fiind, lucrând ca fotograf, el se și detașează de ceea ce fotografiază. Nu se contopește cu peisajul. Nu este vorba de un reportaj, adică de un reporter care lucrează în interiorul unui eveniment și de acolo relatează ce vede și așa mai departe.
Bun, lucrurile dacă ar rămâne la acest nivel, cum să zic, ar fi oarecum aproximative. Șmecheria, ca să zic așa, a lui Liviu Capșa este că știe la momentul potrivit când să schimbe raportul. Adică nu mai privește, cum zicea Marian, realitatea cu un ochi exterior, ci mai ales în finalul poemelor, dar acum nu realitatea, ci cumulul de fotografie este privit cu ochiul interior. Și atunci vine o concluzie, apare o concluzie cu ordin, de ordin general, și ar mai fi încă ceva. Pendularea între două lumi, lumea rurală și lumea orașului. Cele două lumi sunt diferite doar ca decor. În fond, ele se află, ca să zic așa, în contact cu același etimon. Care este etimonul? Este existența. Existența cu aspectele ei de obicei tragice. Pentru că, că Liviu Capșa nu este un ironic, așa cum sunt eu, atâția 2000 și chiar atâția 80-iști, care merg cu ironia până la jocul cu textul și așa mai departe, mai bun sau mai puțin bună, benefică în ceea ce privește problema poeziei. El așează lucrurile grave, ca să nu pară foarte grave, le așează într-un portativ cu o anumită glazură ironică. În cazul său, ironia rare ori depășește acest stadiu de glazură. Ori, în același timp, cum să zic, fiind având statutul de glazură, între ea ca ironie și problema tragică, nu există un perete despărțitor. Ar fi, deci, încadrabil sub acest aspect în categoria poeților a căror poezie ține de ironia tragică. Și aș vrea să citesc un poem care ilustrează cele spuse așa. Și seamănă foarte mult cu primul poem în ceea ce privește, cum să zicem, realitatea, realismul imaginilor. Imagini care nu tânjesc spre nu știu ce semnificații complicate, metafizice, dar ele în rama textului au frumusețea și farmecul lor. Zice, în serile de vară, la marginea satului, femeile își așteptau vacile care veneau de pe izlaz, mulțumite, cu candelabrul ugerului frumos atârnând până în țărână. Unele aveau funde roșii în coadă, să nu le sece de ochiul, altele tălânci să sperie șerpii și toate fosforul baligii bătut pe copite. După ce își lumecau blând întâlnirea, vitele o luau înainte spre casă, grăbite să scape de povara laptelui, cules fir cu fir de pe câmp. Când intrau în curs, câinii săreau vesel în lanț, iar gloata găinilor porumbace o zbugheau prin coșarul umbros, unde zgârmaseră toată ziua după mărgica de aur. În timpul ăsta, bărbații mulgeau țoiul la creșmă, fumau și înjurau cât îi ținea gura. Felul lor de a se raporta direct, fără fandosel, fără ifose, la nevoințele vieții. Iată aici cum generalizează, așa cum are loc o glisare de la imaginile acestea atât de concrete și atât de proaspete, la o concluzie așa care aproape că te obligă să citești textul invers, să-l vezi prin grila finalului, ceea ce înseamnă altceva. Și aș încheia, ca să nu mai vorbesc, spunând că
pe lângă prospețimea imaginilor, așa culese, cum să zic, fiind la îndemână, dar parcă cei ce le-au văzut, nu le-au văzut. Așa? Și felul în care ele sunt asamblate cinematografic într-un text. Și sub acest aspect al aranjamentului cinematografic, al imaginilor, Liviu Capșa este un poet extraordinar. Și eu ce aș mai putea adăuga față de ce s-a spus aici atât de onorant pentru mine, decât că Alex Ștefănescu, comentând această carte în România Literară, mi-a pus o etichetă de singur printre poeți. Eu aș contrazice și aș spune, măcar la modul fizic, nu mă simt deloc singur, mai ales aici, în mijlocul vostru, cu atâți prieteni, poeți și scriitori, mai ales că acest lucru vine, așa cum spunea și Nicu Oprea, într-o continuitate, am mai luat niște premii ale filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor. De ce măști venețiene? Pentru că acesta reprezintă modul meu de a mă raporta la o realitate în care masca, dintr-un element ludic, dintr-un element de joc, a devenit cu timpul, iată, chiar esența modului nostru de existență din România de astăzi. E o mască care ni s-a lipit pe față și în spatele căreia se află multă ipocrizie, impostură, ticăloșie și așa mai departe. Eu am încercat prin această carte să, așa cât mi-a îngăduit mie inspirația și, știu eu, talentul, să fac un exercițiu de exorcizare, de rupere de această lume urâtă, hâdă. Pe cât am reușit, nu știu, dumneavoastră veți spune. Tot Alex Ștefănescu spunea că este o poezie politică în multe dintre textele din volum. Eu aș zice că nu e neapărat politică, cât mai ales o poezie de racordare la realitate. O realitate necontrafăcută, o realitate așa cum este ea în esența ei. Și pentru că nu puteam să duc toată cartea cu această tensiune, am strecurat și câteva poeme mai luminoase, ca să zic așa, despre personaje din tinerețea și adolescența mea, un teritoriu în care eu mă întorc adeseori cu beneficii extraordinare. Cât am reușit eu să îmbin aceste două modalități, dumneavoastră veți decide când veți citi cartea. Și acum, nu înainte de a mulțumi celor care au vorbit despre această carte, atât de onorant cum am spus și la început, cum se cuvine în astfel de situații, eu o să citesc câteva poeme. Sper să nu vă plictisesc. Leul. Leul ăsta întreg, puternic, monumental, cu blană sănătoasă și ochi strălucitori, cu gura flămândă ce dă să muște din viață, leul ăsta neîmblânzit, ce abia-și mai încape în piele, mândru, statuar, imperial, în fața căruia te cutremuri, pe care abia-l atingi cu privirea, leul ăsta care a înghițit toate deliciile savanei, care a fentat zeci de vânători regale și tot atâtea capcane, ei bine, leul ăsta, rege nedetronat, uriaș, are urgentă nevoie de cineva să-i oprească sângerarea rumegușului, să-l mute puțin mai în spate. Ce tablou, ce savoare! Ghioceii au ridicat capul. Mugurii scot și ei limba la ultimii fulgi de zăpadă. Domnișoarele și-au scurtat așteptările și pulpele lor frăgezesc peisajul, ridică tensiunea în firele electrice. În curând, desantul berzelor va lumina câmpul, zariștea, lacul, ochii copiilor. Vor scânteia dârele melcilor, va înverzi burta omizilor. Urzica va desăvârși mica ei răutate, ușor va fi și sufletul,
precum straile sperietorilor în care vântul își face cuib toată vara, ce tablou idilic își spune ochiul care veghează de sus, ce savoare în cerul gurii care mușcă, rupe, macină totul. Mai departe, s-a deschis sezonul administrațiilor fiscale. Balul mascat, prin care gușterii visteriilor goale își serbează lenea și gloria. Cu noaptea pe spate și ochii în zori, alaiul se întinde cât gâtul girafei după norul de frunze, cât râia rusească pe hărțile lumii. Majordomul cu privire vioaie și pistolet inutil îndeamnă publicul să se smerească, să sărute poala ghișeului, duhovnicul spovedaniilor foșnitoare. Doar așa, ușurate de griji, costumele vechi cu petice noi vor putea să valseze tot anul prin saloanele supermarketurilor, sub luminile mărcilor nobiliare. Când locul e prea îngust, fără aer, li se oferă și strada, apoi tot câmpul, locul unde strămoșii ne-au scris gloria, pe care iată și ei acum o târăsc mai departe. Duminică dimineața. Duminică dimineața, orașul e vlăguit. Eviscerate, străzile se înșiră ca peștii de ocean în vitrinele molului. O cutie se rostogolește în zigzag până se împotmolește în jegul bordurii. Din valul frunzelor moarte ies sirenele prezervativelor la lumină. Pe marile bulevarde, reclamele fac schimb de produse, nimeni nu se supără, păcăleala e generală. O liniște lucrativă s-a lăsat peste clădirea guvernului, marile proiecte dospesc în sertare, curând vor exploda într-un joc minunat de confeti. De plictiseală, zebrele pasc semafoarele inutile, băncile își rumegă rezervele valutare, manechinele cască în vitrine, doar în inimosul cartier proletar, viața dă-n clocot, spuma ei roz se varsă pe străzi, dărâmă popicele sticlelor goale, urcă pe ziduri ca un alpinist temerar, căruia hăul îi pregătește binemeritata odihnă.